Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea, în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Pentru ce te zbați în patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și El te caută prin lume suspină, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută prin lume suspină,
ce fugi de jertfa crucii tot mereu, că ea ne-a spălat păcatul cel mai greu. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgii. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgii. De ce râzi de rugăciune și de post, de biserica cu slujbele cu rost? Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit satana cel sminutit. Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit satana cel sminutit. Azi biserica te cheamă cu al său glas, ca să vii la rugăciune în orice ceas, și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi vin de sus și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vin de sus și toți cântă cu preoții într-un cor. Nevăzuți de ochii noștri ai tuturor, numai de ființe alese, ci le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe mai de ființe alese, și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe pământ. Credința cea ortodoxă a lui Iisus, cu șapte taine cum le-a spus, cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Cine trupul lui primește, Iisus se împărătășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Și măicuța lui cea sfântă-l va păzi cu puterea Sfintei Cruci-l va umbri. De satana cel sminetit, ce pe creștine i-a amăgit ca un post.
ai pe toți. De satana cele smintit, ce pe creștini a amăgit ca un post. Și ei trage nerătăcire mai pe toți. Prorocia mincinoasă s-a înmulțit, și satana multe sate-a dobândit, forme de sectea măgitoare, de suflete pierzătoare pe pământ. Culind preoția și lucrul cel sfânt, forme de sectea măgitoare, de pierzătoare pe pământ. Culind preoția și lucrul cel sfânt. Să nu te lași amăgite, iubitul meu, de satana cel smintit, dușmanul tău. Vino Biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Vino-n Biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Biserica cea sfințită să n-o uiți, că izvor de viață de la sfinți păriți, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de ori și când. Adevărul este unul pe pământ, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământul cu ale sale-i trecător, iar tu, omule, în lume călător, azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobânde. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobândești. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Toate se vor schimba ca și cum n-au fost, se va schimba pe vecii al vieții rost. Fiecare-și va lua plata după cum îi va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu. Fiecare va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu. Biserica
nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid, de veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemie sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricâte ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica-i mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sinaxar.
Astăzi, 14 august, biserica noastră drept măritoare face pomenirea înainte prăznuirii adormirii Maicii Domnului. Tot în această zi, pomenirea sfântului proroc Mihaia. Acest proroc era feciorul lui Ioram, născut în locul ce se zice Morati, din neamul lui Efrem, și a prorocit 84 de ani înainte de venirea Domnului Hristos cu 660 de ani. El a mustrat pe Ahav, împăratul Samariei, pentru multele și deosebitele lui păcate și pentru aceasta era urât de către acela. Știind aceasta, prorocul s-a depărtat și petrecea mai mult în munți. După ce a murit Ahav, prorocul Mihaia a fost omorât de Ioram, feciorul lui Ahav, prin spânzurare, căci îl mustra pentru păgânătățile lui și ale părinților lui, și murind a fost îngropat în pământul lui Morati, lângă movila lui Enachim. Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Marcel, episcopul Apamiei. Acest sfânt Marcel a trăit pe vremea împărăției lui Teodosie cel Mare, anii 379-395, și era din Cipru, unde i s-a încredințat dregătorie lumească. Prin ocârmuirea lui a minunat pe toți cu bună cinstire și cu amănunțimea la lucru, iar după ce a fost așezat episcop al Apamiei celei din Siria, chibzuia cu dreptate și cu cuvioșie. Apoi a ajuns fierbinte râvnitor al credinței celei întru Hristos, întemeind biserii spre slava lui Dumnezeu și capiștele idolești surpând. Pentru aceasta a fost prins de închinătorii la idoli și aruncat fiind în foc, a primit cununa muceniciei. Tot în această zi, pomenirea aducerii cinstitei cruci în palat. În această zi, cinstitul lemn al sfintei și de viață făcătoarei cruci revenea la Palatul Imperial după 2 săptămâni de pelerinaje prin capitala Imperiului Bizantin, Constantinopol. Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Ursichie. Acest sfânt mucenic, Ursichie, a trăit pe vremea împăratului Maximian. El era din cetatea Severinului, a Iliriei celei de sus, ostaș cu rânduială și ridicat la cinul de tribun. Fiind părât la împăratul Maximian, acesta l-a dat spre cercetare eparhului Aristid. Din porunca acestuia, sfântul Ursichie a fost înfelurit echipuri, chinuit, iar la urmă s-a dat hotărârea ca sfântului Ursichie să-i se taie capul de către Valent cel Părâse. Acela a scos sabia și de 3 ori a lovit pe sfântul în umeri și așa a luat fericitul cununa muceniciei. Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Luchie, ostașul care prin foc s-a săvârșit, și pomenirea sfântului noului mucenic Simeon Trapezunteanul, care a mărturisit în Constantinopol la anul 1653 și prin sugrumare s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini în lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.